În anul 2015, fix acum 3 ani, Primăria Prăjeni realiza cu ajutorul fondurilor europene un sistem de canalizare întins pe 6 km. Pentru a fi pus în funcțiune, acest sistem de canalizare trebuia preluat de un operator de apă și canal. Evident, autoritățile locale din Prăjeni spun că s-au adresat societății al cărei principal acționar este Consiliul Județean Botoșani, adică Nova Apa Serv. Primarul din Prăjeni spune însă că nu a reușit să se înțeleagă cu operatorul în privința canalizării. În aceste condiții, o investiție de 1 milion de euro așteaptă de 36 de luni, fără să fie preluată de nimeni. Am purtat niște discuții și cu Apa Nova Serv, însă nu am găsit înțelegerea care... Deci, într-adevăr, interesau apa ca rețeaua de apă, dar canalizarea, având mai puține branșamente, mai de bea acum cetățenii se branșează. N-am găsit înțelegeri chiar să putem finaliza, să ia și rețeaua, sistemul din Prăjeni. În disperare de cauză, edilul din Prăjeni a ajuns să caute operator în județul vecin, adică la Iași. Culmea, Societatea de Apă Canal a Iașiului s-a arătat interesată de propunerea comunei botoșenene. Am purtat discuții și cu alți operatori și am găsit o soluție cu aderarea la Arsacis Iași, noi fiind și la granița cu Iașul, și am găsit înțelegeri, am aderat deja la asociația de administrarea sistemului de apă și canalizare din județul Iași. Acum suntem în faza de a preda inventarul, de a preda sistemul către Apa Vitală. Dacă vor reuși să parafeze parteneriatul, Societatea de Apă și Canal din Iași va avea un nou client, intrând pe piața din județul Botoșani.